Adelina Pestrițu este în culmea fericirii, deoarece a fost desemnată să ia parte la People's Choice Awards. Vedeta s-a pregătit intens pentru acest eveniment, de la coafura, make-up, până la ținută, cu care a atras toate privirile pe covorul roșu din America. Adelina Pestrițu este cel mai bun influencer din România în 2019, potrivit People's Choice Awards, în urma voturilor oamenilor de pretutindeni înregistrate în perioada 4 septembrie, 18 octombrie. La evenimentul care a avut loc în America, la Santa Monica, Los Angeles, au participat multe vedete internaționale precum Kim Kardashian, Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Miley Cyrus, Camila Cabello, Pink, Cardi B, Ed Sheeran, Drake, Shawn Mendes, Travis Scott, Khalid, Lil Nas X sau reprezentanții ai producțiilor de Lion King, Spider-Man, Far From Home, Stranger Things, The Walking Dead, Riverdale. Adelina Pestrițu a purtat o rochie neagră, mulată pe corp, cu o crăpătură pe picior, iar la capitolul încălțăminte, a ales o pereche de sandale negre, simple. Vedeta a fost foarte emoționată când a văzut-o pe Kim Kardashian și nu a ratat ocazia de a face o poză cu ea. A fost ceva uluitor, nici nu am cum să vă descriu în cuvinte. Este incredibil, am avut parte de o experiență extraordinară. Premiul nu l-am fizic, o să vină în 2 săptămâni, acasă. Era destul de greu, spune Adelina.